Continuăm previziunile astrale pentru ziua de vineri. Balanță! Totul pare să vă meargă perfect și nimic nu vă poate indispune. Sunteți nerăbdător să vă exprimați și să acționați. Vă sfătuim să nu vă grăbiți pentru că riscați să faceți gafe regretabile. După amiază este posibil să deveniți capricios, păstrați-vă calmul. Scorpion, sunteți decis să faceți schimbări radicale în privința relațiilor sentimentale. Planurile pe care le-ați făcut pentru azi au mari șanse de reușită, dar trebuie să aveți răbdare. Ascult Intuiția. Săcetător, aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară care vă stresează de câteva zile. Este o zi bună pentru consolidarea prieteniilor și întâlniri cu persoane importante. Ascultați sfaturile partenerului de viață. Capricorn, dimineața aveți de făcut câteva drumuri scurte în interes personal. Vă recomandăm să fiți foarte atent cu banii și cu documentele. Să nu le uitați pe undeva. Evitați discuțiile în contradictoriu cu persoana iubită. Vărsător. Vă indispun pierderile pe care le-a suferit cu o afacere nerentabilă. Traversați o perioadă în care credeți că toți sunt împotriva dumneavoastră și că nu vă iese nimic. Nu fiți pesimist, în curând va fi mai bine. Pești. Nervozitatea cauzată de problemele financiare poate să creeze probleme la serviciu. Vă recomandăm să vă păstrați calmul, pentru că o ceartă cu partenerul de viață nu poate decât să agraveze situația. După amiază, limitați-vă la acțiuni de rutină. Acestea au fost previziunile astrale pentru ziua de vineri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută în continuare.